Moldova încă putea, nu? Cred că noi ca români avem o capacitate incredibilă de a gândi în afara cutiei și să nu ne lăsăm țintuiți de aceste prejudecăți care ne înconjoară. Cred că spune-mi, ca și dragă mea, asta. Ai informații? Regina Elisabeta a văzut? Da, l-a văzut. Seria? Serios? Da, l-a văzut. Familia regală e foarte... N-au comentat, ei sunt mai reticenți vis-a-vis de... Da, sunt mai rece, așa, da. Corect. Plus că prima oară când am făcut prima serie, se arăta un pic și din viața personală a prințului Filip. Și are o viață, sau a avut în tinerețe o viață personală un pic tumultoasă și atunci, da, evident, s-au obținut de la comentarii. Așa, am văzut din această viață tumultoasă a prințului Filip câte ceva în acea serie de pe Netflix. Te-ai uitat? The Crown, da. Te-ai uitat, ai văzut, nu? Inevitabil, n-ai cum să nu faci comparații. Da. Tu ca personaj, ca actor, te-ai comparat cu actrița care a jucat-o pe regină? Nu pot să mă compar. Nu pot. E la un nu? Alt nivel și aspir. Ce vrei să spui că e la ce nivel vezi este? Mai cum? Adică e mai mult decât tine? Suntem două persoane diferite, în primul rând, și fiecare are interpretarea ei, dar clar producția Netflix a fost mult mai mare, s-a investit mult mai mult și aspir să ajung și eu la nivelul lui Claire Foy, fără discuție. Și aspirăm și noi românii să vedem o producție românească cu personaje adevărate românești pe Netflix. De ce nu? Da, absolut. Poate o serie cu Regina Maria. Absolut, ar fi minunat. Ar fi măcar minunat. O miniserie. Da, măcar o miniserie. Da.